eveniment aviatic, o hangariadă, după cum vedeți, se zboară, deci, pilot de acrobație și arată maestria lor. Suntem noi, pilotul de aviață civilă, pilot generală, avionul de tipul ăsta. Ce gânduri și sentimente vă încearcă înainte și pe parcursul zborului? Gânduri tot timpul la siguranță, bineînțeles și înainte și pe parcursul zborului. Multă lume se întreabă dacă avem o teamă de zbor, dar există, dacă puteți să spună o teamă, noi sau o frică, noi punem mai mult un respect, un respect de ceea ce înseamnă aer, nu suntem făcuți să zburăm. Cum este să te simți la înălțime, să privești lumea de sus? Da, e un sentiment extraordinar de plăcut. Eu am o vorbă, pentru mine o oră de zbor înseamnă cât pentru altcineva probabil o săptămână de concediu la mare. Așa. Pe lângă pasiune presupun că este și o meserie, se câștigă din aceasta? Pentru mine nu mai e o meserie, se câștigă bine, nu e ușor să fii pilot, e mult de învățat, trebuie să fii tenace. Eu recomand tuturor, eu am ocazia să văd multe locuri cunoscute, care le văd de jos, le văd și de sus și când sunt iarăși jos, le percep domnul diferit. Și asta sunt ocazii care probabil nu le are toată lumea, dar dacă vede poze, filmări de sus și locuri de jos, cunosc, iarăși le percep Deci ați putea să mă spuneți că există o mare diferență cum se vede România de sus și cum ai putea să o vezi pe un traseu care le face, nu știu, cu mașina sau cu alt mijloc de transport? Da, e adevărat, pentru că avem oportunitatea asta să ne deplasăm destul de repede și de sus, să vezi în timp scurt foarte multe și asta vrem, să împărtășim și cu restul populației. Cetelare, se trebuie de colare un avion de 4 locuri. S-a schimbat pista, direcția de fapt de decolare, de fapt s-a schimbat vântul, după cum se vede. Vântul bate dinspre est, dinspre 3-2 cum spunem, și atunci, de fapt, ca și orice pasăre, așa și avioanele, de preferabile să decoleze și să aterizeze cu vânt de față. Pentru noi, vântul de față te ajută ca să ai să ajungi la viteza de decolare mult mai repede. Adică nu e vorba de viteza față de sol, e vorba de viteza față de fileurile de aer, cum spunem noi, de aer. Dacă ar fi decolat invers, îi trebuia aproape toată pista ca să decoleze. Ce trebuie să știe lumea e că nu e așa periculos cum se crede. Nu e o chestie atât de complexă și de complicată. Tehnici de avion din construcții de tablă, de fibră, de orice, dar la nivele de siguranță înalte. Deci, practic, un avion e conceput să ducă oamenii sus și să-i aducă jos în siguranță. Zburăm în condiții de zbor la vedere, deci lumează o zi frumoasă. Vântul influențează, de exemplu, aterizări, decolări, el influențează mai exact direcția de pe care se decolează, se aterizează. Aeronavele întotdeauna de preferat decolează și aterizează cu vânt de față. Dacă se rotește vântul, schimbăm pista în serviciu. Deci e destul de simplă treaba. În alt tip de zboruri, ca să zic așa, orice aeronavă mare va ocoli un sistem de furtună sau chestii genul ăsta. Vremea nu o putem controla, dar o putem evita. Principala și cea mai importantă, maneta de gaz. Aici accelerăm avionul, aici se turează. Pe maneta de gaz există un buton care acționează flapsul, dispozitiv de hipersustentație, de coboară pe plan. Asta e comanda de la pasul elicii. Schimbăm orientarea la pale, cutia de viteze avionului. Avem o comandă pentru încălzirea carburatorului, în cazul în care poate apărea gheață, putem dezgheța de aici, dăm căldură. Asta e tuforul, maneta pe care oprim motorul, tăiem, motorul ăsta se oprește prin
oprirea benzinei, nu a scânteiei. Scânteia o lăsăm în continuare, de aici se acționează scânteia. Dar eu oprim benzina. Iar aici avem un corector altimetric. Măsură ce urcăm, să răcim amestecul ca să corespundă cu presiunea de afară. Asta e un tablou de trimări. Trimerile ne ajută în timpul zborului. Acționăm trimerile pentru a compensa greutatea pe coadă, pe bota avionului, pe direcții, pe eleroane. Astea sunt niște comenzi de la goleț, de la răcirea motorului în timpul zborului. Ca aparatură avem vitezometru, avem un giro-orizont. Dacă zburăm fără vizibilitate, da? Nu e cazul la noi, de aici ne dăm seama dacă e la orizontală sau nu avem. O temperatură exterioară, un altimetru, un variometru. Altimetru înălțimea la care suntem, variometru înălțimea, viteza cu care urcăm sau coborăm. Transponder, stații radio. Transponderul e radarul ăla virtual de care știe toată lumea, plus stația radio, comunicăm pe exterior cu ea. Asta e un dispozitiv de navigație. O grămadă de switch-uri. Oprim siguranțe, zicem. Deci se pornește motorul. Acționăm demarorul și dăm drumul la scânteie. Aparatele, în general, sunt dublate comandant copilot. Deci, ce găsim aici, sunt și pe partea cealaltă. Așa, bineînțeles, comanda de manșă, înclinare stânga-dreapta, față-spate. Cam astea ar fi comenzile principale. Avem Antonov 2.